proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea de ședință pentru luna aprilie. Domnul Dan este aici. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului numărul 5 la HCD 54/13/2014. Proiectul privind asocierea cu Câmpul Sportiv Brăzăvăr, în vederea realizării proiectului de interes public local. Proiectul 4 și 5 la amestrată pe ordine de zi. Iar nota suplimentară, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții construire pe în vederea realizării spațiului pentru serviciul de ambulanță. Supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate pentru, doamna suplimentară, vă rog. Bună ziua! Din numărul total de 19 consilieri numărați, prezenți 16, absentează domnii consilieri Aciu Cândănoaie, Mulescu, Crânceanu și doamna Ciusac. Ședința este legal constituită. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare de data de 30 martie 2017. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate pentru. Președinte de ședință pentru luna aprilie, propun pe domnul Cosmin Daniel. Cine este pentru? Bună ziua, stimați colegi. Să trec direct la proiectul numărul 3, pentru că trecem direct la vot. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului numărul 5 din HCD numărul 54 din 13/2014. Avizul Comisiei numărul 1. Avizul Comisiei numărul 1. Avizul Comisiei numărul 1. Avizul Comisiei numărul 1. La propunere, domnul Buciu. Comisia numărul 2. Avizul Comisiei numărul 3. Aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Școlar Târgu-Neamț în vederea realizării unui proiect din interes public local. Comisia numărul 1. Comisia numărul 3. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la voi cine este pentru. Împotrivă, să abține și mai mult și un invitat de pentru. Proiectul numărul 4 și 5 este fost pasiv de ordine de zi. Nota suplimentară de propuneri. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, construire clădirea în vederea amenajării unui spațiu pentru serviciu de ambulanță, sub stația Târgu Neamț, județul Neamț. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Sunt și discuții. Dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Unanimitate pentru. Trecem la proiectul numărul 2. Haideți mai cealaltă. Dacă sunteți în comisie, domnul Orașul Târgu Neamț, întrunită comisie cu ocazia procedurii de numărare a voturilor privind modificarea articolului 5 de hotărârea Consiliului Local 54 din 13/3/2016, desemnarea unei persoane care să facă parte din adunarea generală a Asociației Ansamblului Lozana. Propunerea a fost domnul Gugiu Ioan. Număr de buletine existente 14, 14 pentru, 0 împotrivă. Deci, având în vedere că a fost ultimul proiect, declar ședința de ședință.